Te-a ajutat faptul că postezi pe TikTok foarte des, pe Instagram, pe YouTube? Pacienții deja veneau la tine și aveau impresia că deja te cunosc și aveau mai multă încredere? Da, toată lumea care vine în clinică mă cunoaște, se uită și zâmbește, wow, mă bucur să te cunosc și eu mă bucur foarte mult că ceea ce fac ajunge peste tot, pentru că e o educație pe care încerc să o fac, de care am văzut că are foarte multă lume nevoie. Făceam clipuri de TikTok și am observat răspunsul din partea comunității care a fost copleșitor. Lumea nu știa cum să se spele pe dinți. Sunt foarte deschisă cu oamenii, îmi place să-i văd zâmbind, îmi place să le văd bucuria pe care le redă un zâmbet pe care și l-au dorit dintotdeauna. Cea mai frecventă întrebare... Pe care, care pentru mine a fost de neconceput, pe da. care am primit-o pe TikTok, a fost am o carie ce fac. Cum adică ce faci? Merg la dentist. Cum? Nu pot să mă spăl pe dinți și dispar cariere? Eu am, am fost întotdeauna un om echilibrat, așa cum recomand oamenilor să mănânce dulciuri dacă ei se bucură de lucrul ăsta, dar să se spele pe dinți după aia, așa și zic, spală te două minute, dimineața și seara. Fă asta! De regulă, medicii pe care o să-i vedeți la mine în clinică sunt cel puțin la fel de buni sau mai buni decât mine. Aici e cabinetul, mi se pare normal, cabinetul numărul 1, știi cum e? Cine e la cabinetul numărul 1? Ia, uite-mă! Salut! Să română sunteți mulțumită? Dumneavoastră, a fost la dentist, sunteți mulțumită? Cea mai mulțumită! Cea mai mulțumită, zâmbiți vă rog! Perfect! Adică așa arăta când a venit da. și așa arată după ce pleacă de la tine? Da, după ce poartă aparatul dentar și e wow pentru că pacientul are încredere și își dorește să intre în tratament să arate cât mai repede bine. Vreau să ofer pacienților mei stomatologie de calitate în care să știu că zâmbetul lor nu o să fie doar frumos, ci o să fie și sănătos. Normal, când ești star pe YouTube, când ești star pe TikTok, ce poți să ai deasupra ta? Băi, nene, un televizor cu tine? Bună! E grea intervenția? E grea intervenția că sunteți mulți. Extrem de grea. Terminăm în 10 minute. Am sunt dinții omului? Faptul că ești foarte virală pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, că te știe lumea, este și mai scump la tine? Nu. Știi ce e de foarte ieftin? să vină la șase luni și să se spele pe dinți. E foarte ieftin. Dacă ar fi să le dai niște sfaturi oamenilor care ne-au urmărit la podcast astăzi, care ar fi? Să se împrietenească cu medicul lor dentist ca să meargă de plăcere acolo la șase luni. Să nu o vadă ca pe o corvoadă. Și, să-și să pot... să facă timp. E timp. Sunt 45 de minute la șase luni. Acasă, acasă în inima Pizza ta. Cât poate să de Acest podcast cu tine... E, e... e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Salutare oameni buni și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Așa cum v-am promis, încercăm o serie de podcasturi speciale în care să vă prezentăm oameni extraordinari, oameni care să vă motiveze pentru că dacă ei au putut, cu siguranță și voi puteți. Așadar, poveștile lor, sper să vă placă, să vă dea curaj, să vă urmați visurile sau să învățați din greșelile lor, de ce nu. Uh, invitata mea de astăzi este doctorul Vedetă, doctorul star în online, în social media și în același timp un super profesionist o cheamă Alexandra Mircea și mă bucur că ești aici, Alexandra. Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur că sunt aici. Dacă vrei, la început o să vreau să dăm noroc, și am pus două pahare de vin, unul alb, unul roșu, și vreau să te întreb pe tine, domnule doctor stomatolog, ce preferați, alb sau roșu? O să aleg vinul alb tu o să-l pe cel roșu și o să te aștept la detartraj. Am înțeles. Deci asta este capcana și începem deja cu primul sfat pentru cei care se uită la noi. Vinul roșu s-ar putea să spăteze dinții adevărat? Da, este adevărat, dar o procedură foarte simplă, de detartraj și airflow îndepărtează toate colorațiile. Detartrajul, noroc, înseamnă... Bine ai venit la podcast, Alex. Bine v-am găsit. Detartrajul înseamnă că dacă îl faci de două ori pe an, ai niște dinți sănătoși pentru o perioadă cât mai lungă în viață. De acord. Noroc. Noroc. Perfect, vinul alb îl bea Alexandra, iar vinul roșu îl beau eu pentru că merg la detartraj. Să Știi că îți dau două sticle de vin, una de vin alb, una de vin roșu de la prietenii noștri de la uh, Sâmburești. Uh, sunt niște oameni extraordinari, sunt cu noi de la început, așadar Domeniile Sâmburești, vinul alb pentru tine, Mulțumesc iar vinul mult. roșu pentru fetele uh, de la tine de la stomatologie sau și pentru băieți. Așa Mulțumesc. că nu pleci cu mâna goală. Mulțumesc foarte mult. ne ai adus tu o pastă de dinți ceva, ne-ai adus o periuță de dinți. Da. Da? da, nu cred. No, bune? Da, da. Ah, ok, gata. Știi, mă gândeam, <laughs> ce că poate să -ți facă un medic stomatolog. Întotdeauna, nu? Ai ceva în poșetă Am ceva la mine tot timpul, da Care-i povestea ta? Mi se pare că ești una dintre cele mai vizibile uh, Persoane Din domeniul ăsta în online uh, Ești uh, doctorul stomatolog de pe TikTok Toată lumea recunoaște culoarea portocalie Toată lumea vede TikTok-urile tale Îmbrăcată în portocaliu Și toată lumea a înțeles că dentalist Adică Alexandra Mircea Înseamnă culoarea asta portocalie Și un doctor care este foarte haios Și cel mai urmărit în mediu online Ai 100.000 de abonați pe YouTube YouTube, uh, și spun, și E cea mai vizibilă în mediul online Sunt Și cum ai făcut adevăr. chestia asta? E multă muncă în spate, dar e foarte multă pasiune Îmi place tot ce fac Și câteodată nu mă denajează că stau 12 ore la clinică Dar fac lucrurile care îmi plac Am început ca un medic colaborator într-o clinică stomatologică Și am fost puțin mai altfel Sunt foarte deschisă cu oamenii Îmi place să-i văd zâmbind Îmi place să le văd bucuria pe care le dă un zâmbet pe care și l-au dorit dintotdeauna și atunci am fost și foarte apropiată de pacienți și mi-am dat seama că sunt foarte mulți care au o teamă foarte mare de dentist și trebuie abordați altfel. Trebuie să ai înțelegere, trebuie să ai răbdare cu ei, să le explici toate tratamentele prin care trec toți pașii și atunci lumea se relaxează și prinde încredere. Te-a ajutat faptul că postezi pe TikTok foarte des, pe Instagram, pe YouTube? Pacienții deja veneau la tine și aveau impresia că deja te cunosc și aveau mai multă încredere? Da, toată lumea care vine în clinică mă cunoaște, se uită și zâmbește, wow, mă bucur să te cunosc și eu mă bucur foarte mult că ceea ce fac ajunge peste tot, pentru că e o educație pe care încerc să o fac, de care am văzut că are foarte multă lume nevoie. Am început să facem TikTok doar ca să ne legăm echipa noi clinici dentaliști pe care am deschis-o acum aproape 2 ani. În pandemie? Exact, da. Trebuia să o deschid în pandemie, dar au fost închise două luni de zile absolut toate clinicile stomatologice. Și imediat cum s-au deschis, au ridicat restricțiile, am deschis clinica. Și, curaj! Curaj, curaj, da. Și am început încet, încet, nu am exagerat cu pacienții, am vrut să-mi fac eu flow corect pentru ca pacientul să se simtă bine. Mi se pare atât de important ca omul să nu asocieze mersul la dentist cu mersul la medic cu ceva rău, cu teamă, cu... Și atunci am modificat un pic felul în care interacționăm cu pacienții, zâmbete, am căutat oamenii potriviți și în timpul ăsta am legat echipa făcând TikTok, care la început nu era văzut neapărat așa bine cum este acum când a devenit viral și e pe telefoanele tuturor. Și făceam clipuri de TikTok și am observat răspunsul din partea comunității care a fost copleșitor. Lumea nu știa cum să se spele pe dinți. Da, e grav asta, pentru că uh, sunt niște statistici înfiorătoare și o să vorbim despre ele imediat, dar în același timp vreau să le spun celor care ne urmăresc la podcastul La la Măruță, că o să mergem și la tine la clinică, la dentalist, și o să uh, le arătăm oamenilor că uh, Alexandra, Alexandra Mircea are 35 de ani, mulți înainte, e o tipă atât de curajoasă încât uh, și-a deschis nu doar cabinetul ei, și mai are încă vreo 4 în plus uh, pentru colaboratori și pentru echipa ei. Și ai spus că ai plecat ca și uh, medic stagiar, nu știu cum se zice. Eu am terminat dreptul stagiar, medic colaborator. colaborator. Am terminat facultatea și eram un pic de busolată, nu știam ce să fac și atunci am spus, ok, hai să dau la specializare. Și am dat examen de rezidențiat, am luat, am făcut și specializarea de parodontologie. Se pronunță greu, dar are legătură cu suportul dinților. Poza și zii repede ce a zis. <laughs> ok, e în regulă. Deci a fost testul. Cum mai zis? Parodontologie. Asta e bine, bravo. Deci, <laughs> să încercăm pe litere. Parodontologie E ok. Paradontologie. Yes, yes, bravo, yes, bravo. Și în timpul în care am fost acceptată la rezidențiat, mi-am căutat clinici în București cu care să colaborez. Voiam să fie clinici mari pentru că mi s-a părut foarte important să încep cu o echipă de medici mai mari decât mine, pe care să mă bazez dacă am nevoie. Dar de ce nu te-ai dus să lucrezi cu în cabinetul părinților tăi? Am fost și în cabinetul părinților mei. În primul an am făcut una veta București Câmpina, mă duceam luni de dimineață, mă întorceam marți seară, miercuri, joi, vineri lucram în București. Ok. Un an am făcut lucrul și mi-a prins foarte bine, pentru că știam că mama, am lucrat în cabinetul mamei pentru că ea are apart noi avem apartamentul ușă în ușă cu cabinetul mamei, ai mei au cabinete diferite pentru că a fost mai bine să facă fiecare în bucătăria lui. Okay. <laughs> și atunci am fost în cabinetul mamei, era mai aproape de casă și era foarte uh, reconfortant să știu că e în spatele meu și că dacă apare ceva, dacă nu tratez te ajută. da, orice problemă ar apărea, e acolo să mă susțină. Și mi-a prins foarte bine pentru că am învățat să lucrez repede, la câmpina lumea nu așteaptă. Uh, acolo vine multă lume. Mm. Trebuie să te repede și să rezolvi orice problemă nu e ca la București, unde alegi clinica după mai multe criterii, ai o programare fixă, preiei pacientul la oră fixă, e un pic diferit. Clinicile ca... părinților tale în Câmpina nu se numesc tot așa? Nu. N-au nicio treabă? Nu. Asta a fost ideea ta. Eu vreau să mă numesc dentalist? Da. Okay. Pentru, pentru că era un nume pe care o să-l să, re... o să țină minte lumea, așa am gândit. E un cuvânt, e ușor de ținut minte. Și pe lângă chestia asta, lumea te ține minte că ești mereu îmbrăcat în portocaliu. Am ales portocaliu pentru că e diferit de albastru și verde care, pe care o să-l regăsim destul de des la clinicile stomatologice sau la orice are legătură cu sănătatea, de fapt. Și de ce portocaliu și nu roșu? Ți-a plăcut ție Îmi culoarea? Îmi place, da. Și este ceva ce o lumea o să țină minte. Ca drept dovadă, sunt doctorița în portocaliu. Doctorița în portocaliu, doctorița de pe TikTok, Alexandra Mircea. Știi ce mi se pare mie foarte interesant și aș vrea să le spunem oamenilor? Că pasiunea ta asta pentru online este dată de faptul că atunci când erai mică, vrei să te faci prezentatoare de televiziune. Da, voiam să să fiu prezentatoare de televiziune sau medic stomatolog. Nu, vrei să fii Andreea Esca sau medic da, stomatolog. Da, așa e. Vreau să fiu Andreesca sau medic stomatolog. Și pentru că mi s-a părut dificil, challenging să fiu Andreesca, atunci am mers pe stomatologie. Și pentru că sacoul roșu era deja luat, ai zis că merg pe sacou portocaliu. portocaliu da. Deci, practic, tu ești un fel de Esca a medicilor stomatologi. Mulțumesc! Nu de alta, dar de asta ție pe TikTok îți vine totul foarte ușor, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook. Pentru că tu aveai oarecum pasiunea asta și îți plăcea să faci. Și am observat că pe măsură ce filmez mai mult, mă simt mai confortabil în fața camerei și atunci îmi vine natural. Ok, părinții tăi făcând stomatologie. Tu ți-ai dorit povestea asta pentru că ai văzut la ei. A. Dar la 35 de ani, mi se pare că ești omul care îți dedici absolut toată viața clinicii și absolut meseriei tale. Este, după cum spuneam, am deschis dentalistul în iunie-iulie 2020. E încă la început. Mi se pare că acum are nevoie de mine full-time ca să pot să cresc clinica și să o fac să meargă la capacitate maximă. Încă nu am atins capacitatea maximă. Nu m-am grăbit niciodată să umplu clinica de pacienți, ci am vrut să fac lucruri, lucrurile într-un ritm corect, pentru ca să primesc review pe care le primeze la pacienți, că este experiența minunată și că toată lumea e zâmbitoare și medicii își fac o treabă extraordinară. Asta te, te interesează și ca antreprenor, pentru că e clinica ta, dar și ca medic care lucrezi acolo. Da, cel mai mult, cel mai mult ca medic care lucrez. Pentru că eu am, îmi aleg medicii după anumite criterii. Trebuie să meargă la niște cursuri pe care le știu și pe care le admir, la care am fost și eu la rândul meu. De regulă, medicii pe care o să îi vedeți la mine în clinică sunt cel puțin la fel de buni sau mai buni decât mine. Foarte frumos, da. Haideți să ajungem și la povestea asta, cum ai plecat tu de la Câmpin, ai făcut stomatologia și spuneai că în România ți-ai dat seama că trebuie să faci educație, pentru că sunt, din păcate, foarte multe probleme. Erau la un moment dat acele sondaje și acele, nu sondaje, statistici în care spuneau că, din păcate, Procentul era înfiorător, mulți români nu se spală pe dinți. Mulți români nu folosesc pasta de dinți. În momentul de față, am date exacte, se folosește un tub de pasta de dinți pe an pe household. household nu pe persoană, adică pe, pe casă. casă. Deci o pastă de dinți? Un tub de pasta de dinți pe casă pe an. E exagerat de puțin. Eu folosesc unul pe lună. Eu, un, un om, nu o familie. Și crezi că să se schimbe lucrurile astea? Sper. Asta încerc. Pentru că e înfiorător așa dacă stai să te gândești. Este. Dar sunt unele lucruri pe care, care, poate nu sunt aduse în atenția tuturor copiilor. Că mi se pare că educația începe de mic. Dacă reușești să faci dentistul fan, dacă reușești să, aduci, să le aduci la îndemână periuțe și paste și înveți, uite, TikTok-ul e pe telefoanele aproape tuturor copiilor. Și atunci eu de asta am încercat să fac educație, să ajut copilul să înțeleagă cum se spală pe dinți. Am foarte multe clipuri în care arăt exact cum trebuie să speli pe dinți. Câtă pasă de dinți trebuie să pui pe periuță? Toate informațiile astea le primesc, pentru că lumea nu știa lucrul ăsta. Cea mai frecventă întrebare, pe care, care pentru mine a fost de neconceput, pe da. care am primit-o pe TikTok, a fost am o carie ce fac? Cum adică ce faci? Merg la dentist. Cum? Nu poți să mă spăl pe dinți și dispar carile? Nu. Deci nu dispar dacă te spăl pe dinți. <laughs> nu. Și atunci am înțeles că lucrurile sunt un pic mai grave decât par și decât le percep eu în lumea mea, în bula mea de perfecțiune. Oamenii se spală pe dinți cu un tub de pasă de dinți pe lună și că pot să ajut, pot să dau înapoi țării ce mi-a dat mie prin atâta educație gratuită. Mi se pare fa fabulos și acum seria asta de podcasturi speciale chiar asta își propune, să aducă niște oameni care vor să educe, niște oameni care vor să schimbe mentalități, niște oameni care vor să dea țării înapoi pentru că țara a dat pentru ei la un moment dat. Și s-ar putea să vină unii să zică, bine mă, pe bune, mai bine fata asta drăguță, frumoasă și deșteaptă pleca și muncea în sărăinătate. Te-ai gândit vreodată la treaba asta? Am, mă întreabă foarte multă lume lucrul ăsta. Am refuzat. Îmi place foarte mult țara asta. Și mi se pare că am primit 12 ani, 1-12 gratuit, 6 ani de facultate gratuit și la rezidențiat am fost chiar plătită. Pentru că erai deșteapta școlii? <laughs> Pentru că toată lumea la rezidențiat primește o... <laughs> Primești un salariu ca toți medicii rezidenți. Adică n-am plătit nimic ca să primesc această educație. Iar noi putem, de exemplu, dacă vrem să ne apucăm să facem doar rezidențiatul. Nu să puteți, primiți, da. trebuie să faceți șase ani de facultate înainte. Da. Am încercat și noi o glumă, cum zice Ines, la masa 3 s-a încercat o glumă, n-a mers să mergem noi mai departe. Și asta îmi place, pentru că presupun că ai prieteni care au terminat facultatea de stomatologie sau facultatea de medicină și au plecat să muncească în străinătate. Foarte Acum. mulți. Este și unul din motivele pentru care m-am gândit că vreau să fac clinica dentalist. Pentru că mie mi mie se pare foarte important să nu pui bariere în evoluția medicului. Nu fă așa, asta e prea scum, nu poți să-ți cumperi aparatul ăsta pentru că e o investiție prea mare, hai, lasă mai bine că merge și așa, folosește un material mai ieftin și nu... Și atunci, la clinica dentalist, am luat uh, aparatură, orice și-a dorit uh, lumea, am cumpărat. Uh, materialele sunt de cele mai bună calitate, medicii sunt foarte bine instruiți și ei fac ce-și doresc ei ca să facă bine. Știi, acum pentru că ai succes și când spun că ai succes, o spun cifrele tale, o spun uh, faptul că, iată, în mai puțin de 2 ani ai reușit să te faci mega cunoscută și în același timp să poți să susții clinica din pacienții care vin acolo, dar înainte de toată povestea asta, ai avut un an în care ai vrut să n-auzi de nimic, doar să stai într-o vacanță, să te gândești dacă vrei să iei decizia asta? Am fost plecată într-adevăr jumătate de an. Unde? În jurul lumii. Singură? Doam. Atunci ai existat, am înțeles. <laughs> ok. Și a fost un moment foarte bun să-mi iau energie, că de fapt de asta ai nevoie. Deci, și tu să... ai plecat cu cineva da. în jurul lumii. Da. A, o, a fost o experiență foarte faină. Un an? O jumătate de, jumătate an. de an. Da. Și voi v-aș la jumătate. Așa, la jumătatea globului. <laughs> și câte țări ai văzut? N-am numărat. A fost uh, o experiență foarte faină, și a fost un moment în care am început să-mi fac social media, am început să-mi fac site cât am fost plecată și m-am hotărât să încep să-mi fac ceva al meu. Și atunci te-ai hotărât să-ți faci o clinică medicală ta? Da. După ce ai călătorit și după ce ți-ai dat seama că chiar asta vrei să faci? Da, și urma, adică am avut suficient timp liber să absorb, să mă dezvolt foarte mult, pentru că asta am făcut, am citit, am ascultat cărți, în afară de faptul că am vizitat și m-am plimbat. Am A fost... ascultat cărți, adică audiobucuri? Da, aveai... Audiobucuri, da. da. A fost un moment de dezvoltare personală și în momentul ăla am considerat că, ok, sunt pregătită să încep ceva al meu și să-mi dedic tot timpul. Pentru că trebuie să-ți dedici tot timpul dacă vrei să funcționeze un business. Dar știi ce vreau să te întreb? Ok, astea, uite, lecții pe care le învățăm la acest podcast și anume că trebuie să-ți dedici tot timpul dacă vrei să funcționeze ceva, asta e clar și vreau să te întreb, nu era mai simplu pentru tine o fată care ai terminat medicina, care ambii părinți fac stomatologie, au cabinete la Câmpina, să te duci să muncești cu ei și să moștenești... Să moștenești cabinet. exact. Și să zici, bă, ce mai fac eu de cap, nu? Am vrut să fac altfel de stomatologie, am vrut să fac ce cel mai bun. Și, real vorbind, lucrul ăsta poți să-l faci în orașele mari. Nu, de ce asta ai fost mereu? Da, îmi place foarte mult să fac bine, să nu fac lucruri cu jumătăți de măsură sau să fac compromisuri. Și de asta am și făcut clinica de care spun cu foarte mare mândrie. Medicii mei colaboratori sunt foarte, foarte faini. Mă tratez eu și familia mea acolo și mi se pare că este cel mai, cea mai bună dovadă că am încredere în ei. Atunci, haideți să mergem să-i cunoaștem și noi, dacă ești de acord, pentru că din podcastul de acasă la Măruță, plecăm acasă la ea, la clinica ei, la Alexandra Mircea. Și când zic acasă la tine, presupun că stai mai mult la clinică decât, da, decât acasă propriu-zis. Așa că, haideți să vedem cum arată clinica și cum omul ăsta, în loc să plece în străinătate sau să moștenească cabinetele familiei sau să se mai plimbe așa în jurul lumii, a ales să facă treaba asta aici, în România molar, premolar, incisiv, canin. Suntem acasă, dacă putem să spunem așa, de acasă, de la Măruță, acasă, la Alexandra Mircea. V-am zis, mergem să vedeți cum stă treaba la ea. Uite, are și program. Am nimerit cum trebuie. Să rog De acasă, la Măruță, am ajuns la acasă la dumneavoastră, pe Alexandra. O găsim? Sigur că așteaptă Ne așteaptă, asta e bine dacă ne așteaptă. Aici e cabinetul, e, mi se pare normal. Cabinetul numărul 1, știi cum e? Cine e la cabinetul numărul 1? Ia, uite-mă! Salut! Să mâna, se poate? Ea Brod. Este Alexandra Mircea. Să rămână, Alexandra. Ți-am zis că ajungem și la tine acasă. Să rămână, sunteți mulțumită? Dumneavoastră, ați fost la dentist, sunteți mulțumită? Cea, mai mulțumită? Cea mai mulțumită? Zâmbiți, vă rog? Perfect, așa trebuie. Mulțumesc! Intrați, nu e nicio problemă. E, e ok, perfect. Mamă, e trafic la tine aici? E trafic? E trafic, da? haide să zâmbete facem frumoase. zâmbete frumoase. Ea este Alexandra Mircea. Uh, am zis zâmbete. în uh, studio la noi că ajungem și la ea acasă. Acum suntem la ea acasă. Bine ați venit, că... vă rog! Dr. Mircea Alexandra, cabinetul numărul 1. Mi se pare că sună așa, știi, cabinetul numărul 1. Săr, mâna. Bine ai venit! Te rog să iei loc! Uite, am vrut să fac schema asta, pentru că asta este foarte virală pe TikTok, iar da. tu ești foarte virală pe TikTok. Ești doctorița purtocalier. Mi se pare foarte tare că ne-ai primit la tine acasă. Mulțumim mult de tot! Bine ați venit! Mă bucur că sunteți aici! E foarte tare! Știți ce a făcut? A luat casa asta la un moment dat și a zis o să-mi fac un cabinet și o să le arăt părinților mei de la Câmpina că eu chiar mă descurc și sunt foarte tare. Și cu faptul că vreau să ajut cât de mulți oameni să fie informați legate de igiena dentară și să-i ajutăm să-și recapete zâmbetul. Și mai mult de atât, să scape de teama de dentist, pentru că sunt o generație de oameni foarte încricoșați, da, și e bine să le arătăm că dentistul e și prietenul lor și să vină mai cu drag la, la stomatolog. Ideea e că Alexandra este cel mai viral medic stomatolog și cred că medic în general pe tot ce înseamnă online, TikTok, YouTube. Ai 100 de mii de abonați, felicitări! Mulțumesc! Felicitări! 100 de mii de, abonați, de pacienți pe, pe YouTube, TikTok, Instagram, foarte tare. Și asta spuneam, povestea clinicii este că ea a luat o casă și a făcut un cabinet și apoi a zis că restul o să le închirie. Și apoi l-am crescut, da. Inițial m-am gândit la ceva mai mic, dar uh, am fost depășită de capacitate și ne-am întins în absolut toată clinica. Acum sunt cinci cabinete în toată clinica și la mansard avem și radiologia, adică pentru ca pacienții să-și poată facă radiografii la noi la clinică, avem tot ce e nevoie sub un singur acoperiș. Foarte frumos. Și vreau să vă mai spun ceva. Aici există un aparat. Uh, Uite, ăsta printre, este printre puținele din România, nu? Este un aparat transparent versus aparatele vizibile De... să spunem. Și este unul dintre puținele din România, da. Clinica este specializată în acest aparat, în tratamente cu acest aparat și avem și un scanner sau un e asta, aparat. E despre ce e vorba? E unul dintre puținele, puținele din, România, din România, nu? Da. Și este foarte fain scannerul pentru că noi filmăm pacienții cu situația lor inițială și ei pot vedea imediat cum ar arăta cu dinții îndreptați. Adică așa arăta când a venit și da. așa arată după ce pleacă de la tine? Da, după ce poartă aparatul dentar și e wow pentru că pacientul are încredere și își dorește să intre în tratament să arate cât mai repede bine. Foarte, foarte tare. Știi ce vreau să zic? Uh, și vreau să, să te întreb, câinii, de ce sunt aici? Sunt uh, o, o artă sunt modernă. Peste tot sunt peste tot. Sunt câini. am, uh, am racolat și o pisică da. <laughs> și avem niște înotători pe casă care reprezintă saltul de încredere în tratamentul stomatologic, da. pentru că vrem ca toți să aibă încredere. Vrem să facem clinica ca și un hub de artă modernă. Și urmează să avem și vernisaje, dacă observați, pereții sunt albi pentru că urmează să primească tablouri și să facem vernisaje. A, știi ce vreau să te întreb? De ce tu, la vârsta ta de 35 de ani, mulți înainte, în loc, da, să pe că... cumpere o în loc să îți cumperi o mașină de capotabilă, în loc să îți cumperi 10 ceasuri, nu știu de ce firmă, ai vrut să investești în aparatul ăsta, în aparatul ăla, în 5 cabinete? E foarte important pentru mine și a fost dintotdeauna să facem stomatologia corect. Pentru că asta înseamnă investiții foarte mari, aparatură bună, medici foarte buni care merg la cursuri scumpe și atunci vreau să ofer pacienților mei stomatologie de calitate în care să știu că zâmbetul lor nu o să fie doar frumos, ci o să fie și sănătos. Și încă ceva mi-am dorit foarte mult să reușesc să opresc plecarea medicilor din România. La 35 de ani te la toate lucrurile astea? Mai devreme, un pic. A, asta i scaunul ăla, foarte... E fo scaunul foarte, foarte comod. Poți comod, poți să te așezi chiar, dacă chiar vreau, vrei să chiar facem vreau. un test. Mamă, ce moale, e foarte confortabil. Normal, când ești star pe YouTube, când ești star pe TikTok, ce poți să ai deasupra ta? Băi, nene, un televizor, cu tine, adică pacientul stă aici și te vede tot pe tine. Mă vede peste tot. Ok. Este foarte confortabil pentru pacient să se uite la televizor, la mine sau la orice program și aleg. Avem Netflix, HBO, mai multe variante de programe, pentru ca să nu se gândească la ce lucrăm, ci să se gândească pur și simplu la ce se uită el. Ideea e că dacă găsești un doctor cum e Alexandra Mircea, parcă nu ți-e teamă de stomatolog și acum nu pentru că suntem noi la tine acasă, mi se pare că dacă găsești niște oameni foarte freși, foarte dinamici, cu care poți să zâmbești, să râzi, oamenii foarte încruntați, parcă te duci de drag la stomatolog. Asta am și încercat. Echipa toată este foarte zâmbitoare și am încercat să creez un loc în care toată lumea e fericită. Și ei spun că așa e. Pentru că e important să fie toată lumea zâmbitoare și, și pacienții ne spun asta în review pe care le primim, că toată lumea e foarte friendly și atunci te simți altfel, te simți mai relaxat când vii aici. Mi se pare firesc. Ne arăți mai departe? Sigur că da, vă rog. Asta mi se pare tare. Pentru cei care ajung aici la stomatolog, la Alexandra, ajung de fapt și în cabinetul TikTok. Este cabinetul unde filmăm deci într-adevăr, mare parte din ele, da clipurile scurte, acum le postăm și pe YouTube. Încerc, încercăm să fim prezenți cât mai mult pe mai multe platforme, să ajungem la mai multă lume. Câte TikTok-uri faci pe zi? Le îmi, îmi organizez o zi în care filmez, că nu da. pot să mă trebuie în fiecare zi și dacă postăm uh, 15 TikTok-uri clipuri pe săptămână. 15 TikTok-uri pe săptămână, dar povestea asta te-a ajutat foarte tare. este? Da, da, m-a ajutat să ajung în casele multor oameni și nu mă refer numai la România, la România, la București. No. Mă refer la casele Ai oamenilor... Ai din țară? Da, au început să vină de peste tot. Timișoara, am avut sâmbătă 3 pacienți din Timișoara care vin special. Bacău, Târgujiu, Constanța, Megidia, peste tot. Asta înseamnă să fii și viral pe TikTok și să fii, în primul rând, super profi. Hai să vedem mai departe. Știi ce vreau să te întreb? Într-o bună zi, dacă nu găsești portocale la supermarket, nu ce faci? există. Pentru că o am văzut... să caut unele de plastic, poate. Ah, da, de asta am zic, că peste tot trebuie să fie ceva în Și trandafirii sunt portocali, și portocalele sunt... Să știi că trandafirii nu sunt chiar în fiecare zi portocalii, dar acum s-a... S-a aranjat pentru venirea ta aici. Ah, ok, perfect. Da, am fost primit cu întrebări. Nu e chiar atât, atât de mult portocaliu. fericite? Da. Uite, vezi? <laughs> și și zâmbitoare. Deci, practic, aici, în toată casa asta pe care tu ai aranjat, ai făcut cinci cabinete. Aici sunt două la parter, mai avem un spațiu... Hai să, te arăt. să vedem. Bun. Bun. Aici Bun. se fac de și albiri. Acum e aici se Dar da. Doar să sun Ți-au sunetul. Bună ziua! <laughs> de trebuie făcut de două ori pe an și asta vă spune doamna doctor, corect? Da, corect și împreună cu control. Aici este camera unde prezentăm planurile de tratament pacienților. Aici ne așteaptă cineva la plan duma... de tratament. E cineva care așteaptă să-și vadă planul? Adică ce plan? E ca la arhitect când vezi casa, cum o aranjezi și o mobilezi? Ceva de genul ăsta. Și... Uh, în timp, în funcție de ședințe, ce urmează să facem? Detartraj, plombițe, fatete. Adică aici se face planul. Da. Și aici prezentăm pacientului cu pozele lui să vadă și cum va arăta la sfârșit. Super tare. Iar aici sunt colegele de la... Colegele care țin ține cu pacienții. Da? Bună, și Întotdeauna m-am gândit și că vreau să cunosc cum arată fetele de la call center și fetele care vorbesc cu pacienții. Bună! Bună! Ochii albaștri. Perfect. Verzi. Deci ochii verzi, ochii albaștri și ochii căprui, care fură inima oricui. Vezi? La toți am vorba. și la ochii albaștri cum era? Deci și aici o chestie? <gătă -și> nu cred. Bate, Bate palma. Nu spunem. Hai să te arăt și la de trei cabinete de la etaj. Aici avem încă trei cabinete. Se lucrează acum, așa că o să intrăm așa încet. Cabinetul 3. Aici avem și microscopul pentru deci, tratamentele de cabinetul canal. Cabinetul 3. Bună! Aici, cabinetul, cabinetul 4. 4. Bună! E grea intervenția? Comținu? E grea intervenția? Că sunteți mulți. extrem de grea. Terminăm în 10 minute. Am mai sunt dinții omului? Și acolo avem alt cabinet. Aici mai este un ultim cabinet care deocamdată este... Dimineața este liber, urmează după masa să se ocupe. Mm -hmm. Așa? Cabinetul 5. Cabinetul 5. Oh, da. Știi ce, ce îmi place? Că Așa mă gândesc eu întotdeauna când te duci într-un loc, energia locului contează mai mult decât multe alte lucruri. Și mi se pare că aici e o energie foarte faină. Mă bucur. Serios. Adică atmosfera aia în care vrei să vii să stai. Peste tot au televizoare. Pe... Da. Okay. Și să știi că am testat eu, pacienții când se uită okay. și văd televizorul, dar nu cade, și am testat eu suportul, m-am urcat pe el când l-am dat, că și eu am aveam temerea asta, așa că... Te-am întrebat, nu cade, nu da, sigur. pentru că nu am mai văzut, plus că e mare televizorul. Vă arăt mansarda, unde avem partea de radiografii pentru pacienți și îmi place mie să zic că e locul nostru de joacă, sunt birourile, și, și locul unde ne relaxăm. Bine ai venit la mansardă. Aici avem panou de comandă pentru camera care se află după ușă. Pentru că întotdeauna la mansardă îți trebuie un panou de comandă, că de la mansardă pleacă totul. Exact, da. Deci ai camere? E da, e, pe toți? e obligatoriu să avem camere pentru că pacientul în interior este, îi se fac radiografii și trebuie să ne asigurăm că totul e ok, nu i se face rău, se pot da, întâmpla. Și po poți să dai pe camera pe păi, cabinetul acum vezi, nu, nu, doar aici am cameră, no, no, no. să vezi tu ce îmi pare rău. Da, că putem să vedem pe... Nu. No. Ai radio Aici. Și aici este partea de radiologie. Wow, asta e aia cu plumb. Exact. Oricum toată camera e cu plumb. Toată camera, toată e, cu plumb? camera e cu plumb și tavanul. Și ba, tava, Și, part și part de seara. este cu plumb ca să rămână toate radiațiile aici și să se absorbă în pereți. Și aici îți prezint uh, spațiul de birouri. Cine unde este, avut. Da, salut, este... Băieți, salut băieți, sărut mâna. -a -a. Ce faceți? Voi sunteți oamenii din spatele TikTok-ului, YouTube-ului, Instagram-ului? Da, da, ne ocupăm de chestia asta, dar cu așa un lider ca Alexandra. Ok, se aude. Avem o treabă ușoară. Perfect. Nu i-am pus să spun asta, să știi. <laughs> no. Ei sunt oamenii fără de care nu ar funcționa clinica așa cum funcționează. Perfect, păi să aveți, să aveți baftă. O cafea doriți? O cafea, mulțumesc, nu. Nu că pătează dinții, nu? Da, pătează dinții, da. Și un airflow la cabinetul 2 și gata. Dar de ce la cabinetul 2? Eu vreau la cabinetul 1. Bine, pentru tine. Mulțumesc. Deci, practic, la star se ajunge mai greu decât la ceilalți medici. Sunt foarte multe solicitări, da. încerc să le răspund tuturor solicitărilor, dar de am și o echipă foarte faină în spate, care lucrează ca mine, poate chiar mai bine decât mine, pentru ca toți pacienții să poată veni și să se bucure de tratament. Da, fi sinceră cu mine și cu oamenii care se uită aici și o să ne întorcem înapoi în studio să mai povestim faptul că ești foarte virală pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, că te știe lumea, este și mai scump la tine? Nu. A. Nu, e, se întâmplă câteodată se trebuie să trebuiască pacienții să aștepte puțin mai mult, dar ajung la noi. Pentru că cine vrei să se ocupe de dinții tăi? Doctorița de pe TikTok, de pe Instagram, Alexandra, fata aia care zâmbește foarte frumos și foarte drăguță și ne învață lucruri mișto. Știi ce? Felicitări pentru tot ce ai făcut aici Mulțumesc. și în primul rând pentru energia ta. Mi se pare foarte tare. Mulțumesc foarte mult, mă bucur că ai venit în vizită. Când au venit părinții tăi de la Câmpina, oameni care au legătură cu stomatologia și care practic sunt convins că au fost foarte bucuroși că ai urmat drumul ăsta, au plâns când au intrat prima dată în clinică? Fii sinceră. Puțin. <laughs> Pentru că, normal, părinții s-au emoționat, au văzut că fata Oricum, lor. Și place foarte mult, dar e proiectul ce Duce de mai departe. Vin cabinetul. Cu drag în fiecare zi și pot să stau oricât aici pentru că îmi face plăcere și măcar cu energia de aici. Și cu energia lor, a echipei care e în spatele dentalist și care mă ajută foarte mult. Ciucă, cred că trebuie să luăm noi niște portocale de astea la podcast, cred că de la ele e energia asta. Sau poate, cine știe ce tratamente se folosesc aici se fac aici, pentru că pleacă lumea cu zâmbetul pe buze. Mulțumim mult de tot, Alexandra! Uh, Acum o să facem în felul următor. Ne teleportăm, cum crezi? Nu ca pe TikTok, da, ca pe YouTube, pur și simplu. Acum noi ajungem în studio. Gata, ne-am întors Era să mă accidentez cu portocala Și asta era foarte tare, să-mi rup și un dinte În direct la un podcast cu un stomatolog Suntem aproape Exact, nu? sunt foarte aproape oamenii ăștia Și sunt foarte plini de energie Fain la voi acolo Mă bucur că-ți avem Și oameni dat. frumoși Vă mai așteptăm știi, știi că, că ți-am zis povestea asta și nu știu dacă a fost pe înregistrare Sau a fost înainte de a filma Sau după ce am plecat Dar ți-am zis că un lucru care îmi place foarte tare la clinica uh, ta Este faptul că atunci când intri acolo Simți o energie bună Și cred că asta contează foarte mult Mă bucur Sper că și tu ai simțit o energie bună când am venit la noi la podcast da. aici. Și tocmai de asta l-am adus pe prietenul ei Pentru că dacă vă întrebați cine este prietenul ei Iată-l uh, cum, cum, îl, cum îl cheamă? Scotat... Ai să râzi, Mbappé. Nu cred, mă. Asta da, e Mbappé. Eram în timpul unui campionat de fotbal când l-am primit și eram într-un live de TikTok și am întrebat pe audiență cum să-l numim și au spus Mbappé. Și am spus, ok, deci, el practic, se va numi Mbappé. Deci viața ta e făcută de TikTokeri, viața ta e făcută de uh, Instagramări. Integ de... Integrez foarte mult comunitatea în viața mea, să zicem. Andreea este ca stomatologie, e <laughs> oameni buni și a tiktok ului e cu noi aici. Deci Mbappé. Și, practic, uh, aici este un... Uh, craniu și poți să le arăți pacienților, te întreabă este ceva? Este din plastic. Este da, din plastic? să menționăm asta. Câți dinți are un om? 32 în mod normal, dar nu e obligatoriu ca oamenii să aibă toate măselele de minte sau le pot lipsi mai mulți dinți? La unii le lipsesc măselele de minte, crede -mă, Adică da, nici n-au... cei n -n... Cărora le lipsesc măselele de minte. Da, deci nu se n-are nicio treabă la chestia asta. Dacă ai măselele de minte, înseamnă că ești și mai inteligent. Din contră, dacă nu ai, ai mai puțin dinți, ești mai evoluat. Pentru că asta a fost tendința oamenilor. La început aveam nu știu câte rânduri de dinți. Între timp, prin evoluție, am rămas cu două rânduri. Dinții temporari, de lapte și dinții definitivi și pe, pe măsură ce avem mai puțin dinți, adică ne lipsesc măselele de minte, se întâmplă să lipsească și alți dinți, se zice că suntem mai evoluați. Ciucă, să mergem să ne numărăm dinți. <laughs> Perfect. Uh, uite, asta îmi place. Știi de ce te-am întrebat că dinți are un om? Pentru că întrebarea asta mi-a pus o fiul meu, are 11 ani și la un moment dat vorbeam despre tot felul de lucruri și mi-a zis, dar câți dinți are un om? Deși a trebuit să caut pe Google, ca să spun sincer, și uite, mă bucur că putem să le dăm informația asta oamenilor, și în același timp să, să povestim și despre alte lucruri, pentru că aici, ce credeți că mai avem? <laughs> aici, cum cine e? Este un aparat dentar transparent, da? care funcționează prin gutiere transparente, nu se văd și îndreaptă dinții foarte bine. Astea sunt gutierele pe care trebuie să le schimbi o dată pe săptămână sau o dată da, la 10, la 10 zile? zile da. Și, și, fiecare gutiere imprimă mișcare dinților și mișcă către poziția perfectă pe care vrei să o obții. Și gutierele astea, dacă le ții un an de zile, ai o dantură perfectă? Da, că unele tratamente sunt chiar mai scurte de un an de zile. Depinde ce probleme ai, cât de înghesuiți în dinții. Ok, foarte frumos. Uh, am văzut la tine în clinică și unul dintre cele mai moderne aparate și asta mi s-a părut foarte, că investești foarte mult în aparatura asta. Și e foarte nice, faci o experiență foarte nice pacientului. <coughs> Pacientul are o experiență foarte plăcută și e foarte el, practic, informată. Pentru că tu îi faci o poză la dantura lui... Îl filmezi. Îl filmezi și apoi faci o simulare cum o să arate dinții lui la dacă, final. dacă folosește acest Și tu gândește-te cât de motivat aparat. este să, să -și vrea să-și facă un bine. Că, practic, aparatele dentare nu le folosim doar pentru estetică. Le folosim foarte mult pentru sănătate. Și acum vin și te întreb. Sunt oamenii mai atenți în îngrijirea dinților? Au mai multă grijă de ei? oamenii cu care interacționez eu, da. Adică cei care, oamenii care vin la clinică, da. Și de îndată ce intră în tratament și și-au încheiat tratamentul, îmi spun, a, păi acum am terminat, o să ne mai vedem atât de rar. Păi zic, ne vedem așa să nu, dai prea puțin. Zic, vin o vizită atunci. Perfect. Și simți că oamenii schimbă modul de a gândi după filmulețele de pe TikTok, după filmulețele de pe YouTube. Pentru că faci foarte multă educație acolo. Și primesc foarte multe mesaje în care oamenii mulțumesc pentru câte informații le dau și că au devenit mult mai atenți cu dinții lor și că au scăpat de frica de dentist și se duc la dentist. Au oriunde locuiesc ei. Și e foarte reconfortant că pot să ajut. Am citit, am văzut, Rengle a fost la tine, TJ Miles, Andra Gogan, Marian Drăgulescu. Da. Starurile au venit la tine? Mulți dintre ei au fost la Survivor. <laughs> <laughs> M-am gândit dacă o fi vreo legătură. <laughs> au grijă de dinți? Au general, grijă de nu, nu, nu ei, dar, <laughs> în general. Au, au grijă, nu? Au. Da. Știi, foarte multă lume zice, domnule, să te duci la stomatologie e foarte scump. Există și lucruri pe care oamenii pot să le facă acasă pentru a avea grijă de... Știi ce e de... foarte ieftin? Să vină la șase luni și să se spele pe dinți. E foarte ieftin. Să te speli pe dinți? Da. Dar lumea nu face lucrul ăsta și atunci aștea, le e frică sau, sau ignoră că n-au timp, n-au chef să meargă la dentist și atunci problema se agravează. Pe măsură ce problemele se agravează, înseamnă mai mult timp, mai mulți bani, mai mult disconfort, mai multe ședințe la stomatolog. Uite, o să vorbeam, vreau să vorbim și de mituri legate de stomatologie, dar vreau să te întreb cum arată așa o zi din viața ta. Acum e un pic mai variat programul, în sensul că am reușit să reintroduc sportul în program. Am avut o perioadă în care n-am putut să fac asta pentru că mă simțeam vinovată că nu sunt în clinică să pun lucrurile la punct. Am avut o perioadă în care eram tot timpul în clinică și l lumea voia să vadă ce fac toat Day in My Life. Și încercam să le explic că Day in My Life este în clinică și nu înțelegea lumea lucrul ăsta. Dar exact cum îți spuneam, e foarte important ca la începutul unui business să-ți dedici tot timpul businessului respectiv. Pentru că nu o să funcționeze altfel. Și deci acum ai timp de sport? Faci de sport acum, de câte ori? De două ori pe săptămână. De două ori pe săptămână? Dimineața? Da, și plimbări seara oricât de despot. Și apoi te duci la clinică și restul timpului îl petreci la clinică? Da, până seara. Am o zi în care am întâlniri, care, în care nu sunt neapărat în clinică, dar în rest, în mare parte a timpului sunt în clinică. Și când filmezi toate TikTok-urile, toate... luni? Luni. Lunea e zi de filmare? Luna este o zi de filmare, nu integral, dar, weekend, dar câteva ore sunt dedicate uh, filmării clipurilor pentru că mă organizez mai bine așa. Cumva zilele mele sunt organizate ca să pot să mă concentrez foarte bine la ce fac în fiecare zi. Știi, vreau să te întreb cei care se uită uh, pe TikTok sau pe Instagram sau pe YouTube unde ai 100.000 de mii de abonați. Uh, ce întrebări îți mai trimit? În afară de întrebări gen, uh, care asta se duce cu pastă de dinți? sunt de la întrebări de genul ăsta simple până la uh, probleme mai complexe. Faptul că nu ne că au dinții strâm, dar ar avea nevoie de o operație ca să-și aranjeze oasele maxilare și au nevoie de îndrumări sau informații. Uh, operații de adiții de os cu implanturi. Sunt o grămadă de probleme pe care oamenii le întâmpină și ce am mai avut? Am avut la un moment dat un pacient care mi-a spus că este în tratament la altă clinică, dar că a venit la mine doar ca să-i explic tratamentul pe care îl are. Mi s-a părut incredibil. Adică el își făcea tratament în altă parte, da. dar -a, a venit la tine să-i explici, că, că, sprici că, că nu mă supăr. Văzut explici foarte frumos. Și mai zis că nu mă supăr pe el, dar doamna doctor la care este nu a avut timp să explice nimic și el nu înțelege ce îi se întâmplă. Și atunci am stat cu pacientul o oră, am scos craniu, am scos tableta, i-am arătat animații, așa încât pacientul să înțeleagă prin ce trece. La noi asta este... Și n-a rămas parte... pacientul tău? S-a dus în continuare la doamna doctor. Era cu aparat era. dentar fix și... în... No e bine să-și păstreze tratamentul la medicul la care merg. La voi, la doctorii stomatologi, nu e ca în construcții când zicea, cine ți-a făcut o perete asta înainte? Cine v-a lucrat, lucrat, aici? Hai să fii uimit, este. La noi, mie nu-mi place deloc lucrul ăsta, mi se pare că... Adică și tu te și te nu, nu. aici? Nu, asta zic. N-am făcut-o niciodată, dar știu că există oameni care fac asta și... Poate că e o chestie românească. Da, s-a încercat să românească. Dar știi ce, ce mai îmi place? Că am vorbit cu mai mulți oameni și am mai avut invitați și nu știu cum am ajuns la subiectul de stomatologie și toți oamenii te cunosc. Și asta mi se pare foarte tare, pentru că ai clinica asta de 2 ani și că toată lumea știe de tine. Adică când te duci în câmpina, faci poze cu oamenii pe stradă, ei, hey, uite pe, pe o să spun un secret? Da. Când mă duc la câmpina, mă duc strig la mei, mănânc, stau cu ei și mă întorc acasă, nu, nu ies. Da, te oprește lumea pe stradă să facă da. poze cu tine? Da destul de frecvent. Și la mol, dacă mă să-mi cumpăr ceva, toată lumea știe cine sunt. Ea e Alexandra Mircea de pe TikTok, de pe YouTube, dar e medic stomatolog și unul foarte tare care își dorește foarte mult să schimbe uh, foarte multe lucruri în lumea asta. Și mi se pare foarte tare. Știi, dacă repeți chestiile astea pe TikTok, unde sunt foarte mulți copii, hei, să te speli de trei ori pe zi pe dinți, să consumi un tub de pastă de dinți, unul pe lună, în loc să-ți cumperi un pachet de țigări, mai bine cumperi un tub de pastă de dinți și îți salvezi foarte multe probleme în viitor. Are efect la un moment dat. Adică am văzut care... Asta ajută. Da, da, da. Știi, haideți să trecem la câteva mituri, că am chestii de genul ăsta pe care vreau să le spunem celor care se uită la noi, dacă dinții se îngălbănesc chiar dacă te speli de trei ori pe zi. Dinții se mai îngălbenesc o dată cu trecerea timpului, pentru că avem alimente care îi pătează și, după cum spuneam, periajul îndepărtează ceva, de, ceva pete de pe suprafața dinților, dar e bine să facem de tartrajul cu airflow despre care povesteam. Airflow ăsta, adică, practic, este un uh, aparat... ce e airflow? Da. E o pulvere de bicarbonat, că tot am vorbit despre asta. Da, da, e, mento e mentolată sau are aromă de căpșun sau Cireșe, de ceva. Cireșe, cola, ce vrei tu? Sunt mai multe variante. Ce tare. și, și uh, se înde se, îngălbenesc se îngălbenesc odată cu vârsta, se îngălbenesc în funcție de alimentele pe care le consumi dar există albirea dentară care se face în siguranță. Facem o paranteză, facem un felul următor, Ciucă, intrăm astăzi pe Bringo, prietenii noștri și partenerii noștri și o să comandăm doar alimente care ne ajută, uh, nu care ne ajută, care nu ne dăunează danturii dinților, da? Okay. Deci ce ai recomandat tu? Clar, comandăm acum prin Bringo o pasă de dinți, comandăm pastă de dinți. E primul lucru pe care îl facem, da? Și o periuță. Electric ar fi ideal. Am vrut să te întreb ceva și nu vreau să pierd chestia asta, chiar dacă suntem în momentul în care ciucă caută pe Bringo. Uh, tu ai plecat vreodată cu periuța de dinți de la hotel? Da. Perfect. Bun. Tu ai plecat? Cred că ai fi vrut <guchup .ẫenț2> să zică da, nu? Ciucă, ți da din gură că podcastul ăsta este urmărit și de autorități să nu avem probleme. Nu mă, dar cu periuța aia frumos ambalată de plastic... Nu se știe când ai nevoie de ea. Da, și mi se pare că e foarte ușor de... Normal. Și da. pasta aia de dinți mic, mică e foarte mică. bine. Deci, bun. Așa, să vedem. Hai deci, să facem coșul. Hai să facem coșul. Deci, pasta de dinți, alimente. Fructe și legume crude. Fructe și legume crude. Orice? Adică brocoli? Adică țelină? Adică da. bridichi? Adică da. fructe și legume? Pentru mere. că au fibre și se curăță foarte ușor dinții atunci când mâncăm fructe și legume crude. Și mere. Doar să avem grijă că merele pot fi acide după o perioadă de timp și e bine să ne spălăm pe dinți la jumătate de oră după ce am mâncat un măr. Ah, păi și mitul ăla că dacă mănânci măr pe zi, mai trebuie să te speli pe dinți, nu Umar merge. și după aia te speli pe dinți. Nu, dacă merele scurăță dinții și că înlocuiești pasta de dinți, pentru că, pentru că sunt dure ca și fructe și atunci îndepărtează depunerele de pe dinți. Am înțeles. Bun. Deci mere, am recomandat ciucă. ce am mai zis? uite, varză. Mi-e -mi place cotorul ăla de la varză. Oltean fiind, mă rog, iartă-mă. <laughs> și, 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 ție cu sare. Bun, bravo. Zice ce mai punem? Deci am pus fructe, legume, ajută să ai dantura perfectă. E foarte bine să punem apă. Apă, apă. I-avem Ia pe prietenii ăștia de la Carpatica, Minerală sau plată? Ori de care. Strică, Define... strică apa minerală, Dantura? Um, nu, să zicem că nu. Să zicem că E nu. vorba de acid. E vorba e de acid. Iarăși ne lovim de Și e vorba de cantitățile pe care le folosești și cum folosesc. Întotdeauna, în general, e bine să ai o dietă echilibrată. Ok. Apă, plată, minerală. Ce mai punem? În coș. Putem să mai punem niște gumă de mestecat. Ajută? Da. Ajută, E foarte important să știm că gumă de mestecat nu înlocuiește periajul. Deci gumă de mestecat nu înlocuiește periajul? Nu înlocuiește, periajul. ajută. Uh -huh. Dar în momentul în care ai avut o masă copioasă și nu poți să te speli pe dinți, dar în momentul în care mesteci gumă de mestecat se secretă multă salivă care combate acidul care se formează după ce se descompun alimentele. Și atunci salvează, ajută la să, să ne ține departe de carii. Perfect. Mai punem ceva în coș sau putem să închidem? Acum? Cred că putem să închidem. Perfect. Închidem comanda Bringo, ne ajunge 90 de minute și îți recomand și ție dacă stai toată ziua la cabinet. Eu să știi? folosesc Bringo. Nu cred. Pe bune? Da, de foarte mult timp. Vezi? Ți-am zis că avem invitați care să mai deștepți de, ca noi, Ciucă. De. Noi ne-am mai târziu. Dar okay. ei folosesc de mult timp. Noi folosim Bringo de... Exact, de mult. Hai că folosim... Da. Cel, puțin. Da. Cel puțin. Corect, așa da. este. Bringo, vă recomandăm să folosiți aplicația, puteți să stați la un pahar de vină sau aflați lucruri importante. Uh de la prieteni, de la familie. Vă lăsăm uh, un link cu aplicația de unde puteți să descărcați iar noi mergem mai departe cu mită sau realitate cu Alexandra Mircea, dentalista noastră de astăzi. Uh, periuța electrică e mai bună decât cea normală? Da. Întotdeauna? Întotdeauna, pentru că o periuță electrică face foarte multe mișcări într-un minut pe care tu nu ai cum să le faci cu mâna într-un minut. Pacienții știu că trebuie să se spele două minute pe dinți, dar două minute cu o periuță electrică nu se compară cu două minute cu o periuță manuală. Deci periuța electrică, e trebuie mult să investești mai în periuța electrică, e mai da. bună. Și practic nici nu apeși atât de tare. Sunt multe periuțe care au un senzor de presiune smart și nu te lasă să apeși pe dinți. Pur și simplu se înroșește în momentul în care ai apăsat prea tare și tu nu o să mai apeși. Și atunci au foarte mare grijă de dinți, de gingii. Și e bine să folosească și copiii? Da. E și mai palpitant pentru ei să folosească o periuță electrică. Au și aplicații în care le, vor, le arată exact pe ce dinți au spălat. Sunt animale cu care interacționează, sau personaje. Și ajută treaba asta. Da. E adevărat că trebuie să te speli pe dinții asta 3 minute? Două. E suficient? Da. Dulciul Ideal de este, este să fie 5, dar eu... 5 minute? Uite, vezi? Eu n-am fost, niciodată... fost niciodată... Iată. Nu, eu n-am fost niciodată... M-am manifestat... <laughs> 5 minute? Oricum mi se pare mult. Cum a 5 minute? Eu am, am fost întotdeauna un om echilibrat, așa cum recomand oamenilor să mănânce dulciuri dacă ei se bucură de lucrul ăsta, dar să se spele pe dinți după aia, așa și zic, spală-te două minute, dimineața și seara, fă asta. Și spală și spațiile dintre dinți, coață dentară sau duș bucal și e perfect. Și gingiile, e bine să le speri? Da, dar atunci când perii dinții, cam periezi și gingia. Perfect, bun. Dulciurile nu provoacă cari? Dacă. Dacă o să consumi dulciuri de multe ori pe zi fără să te speli pe dinți după ce ai folosit, da, provoacă cari. Da, chestia asta cu cât te speli mai tare pe dinți, ei sunt mai curați, nu funcționează? Nu, cu cât deci. te speli mai tare pe dinți, cu atât îți uh, rănești gingiile, se retrag uh, și apar spații, găuri în smalți. Și nu se mai repară alea? Nu. Sunt foarte mulți pacienți și vă direct, știu, sunt, pentru noi, stomatologii, sunt niște semne exacte. Și vedem că pacientul folosește o periuță cu perii tari sau medium și că se spală pe dinți într-un hal de... Strică tot. Da. Uh, cineva spunea, și la un moment dat citeam tot felul de întrebări și de lucruri pe forumuri, că dacă folosesc, că doamna am folosit tața dentară, au apărut îngerările și am renunțat. Pentru că nu foarte multă lume știe cum să folosească corect tața dentară. Eu am un clip explicativ pe YouTube în care arăt cu ața dentară cum se folosește. De foarte multe lume, de, scuze. multă lume. De foarte multe ori apasă pe ața dentară ca să intre în spațiu dintre dinți și le fuge ața dentară în gingie și săra, ca normal că sângerează. Trebuie mișcările făcute bl cu blândețe. Ideea e că oamenii pot să găsească în descrierea acestui podcast și canalele tale de TikTok și de Instagram și de YouTube, pentru că ai explicații pentru absolut orice și cum să folosești păriuța electrică și cum folosești apa dentară absolut și tot. cum folosești dușul cum bocat. Cum se tot. face o carie, cum se face un detartraj, avem filmat în clinică explicativ, ca să înțeleagă oamenii cum se face și să nu aibă surprize. E important ca pacientul să fie informat înainte de o procedură. Zahărul distruge dinții? Zahărul, asta e problema, zahărul. Da. Zahărul. Și acum vreau să te întreb ceva, știi? Uh, m-am uitat la dantura ta. E superbă. Mulțumesc. Uh, și vreau să te întreb, albirea o faci o singură dată pe an? Eu am făcut-o acum șase ani. Acum șase ani? Da. Depinde foarte mult de ce tip de dinți ai. Acum șase ani ai făcut-o la Câmpina. Nu, că am nu m-am înțeles cu părinții mei. <laughs> Ei nu vreau să faci, nu? nu. Și am venit acasă și m-a zis a. Alex, ai făcut albire. Da. Ce crezi, că nu mă descurc? Deci stai un pic la părinții tăi, și și aici, vreau să-mi fac albire și ai zis, nu stricăm mm -mm. smalțul dinților. Da, pentru că sunt informațiile diferite. De la generație la generație. Da, și acum e foarte important și să înțelegi și ce simte pacientul. Tu, în momentul în care îi albești dinții controlat și safe pentru el, îi dai o încredere extraordinară în el în momentul în care zâmbește cu dinții albi. Și viața e mai bună când ai încredere în tine. Da, dar acum, fără absolut nicio chestie sau măgulire, tu ai o dantură care arată superb și e un alb care mi se pare că e natural. Pe când am mai văzut niște oameni din showbiz, băi, nene, își că au termopane. -mă există, că, este spune. culoarea Bleach 1, așa se numește. A, există chestia asta? Adică, da, da. ca și cum te duci la doctor și ce vreau, băi, ai termopane. Okay. Ai ok de culoare acolo. Ai ok de culoare, după care alegi culoarea pe care o vrei. Știi, mi-aduc aminte că acum vreo... 8 ani de zile sau 9 ani de zile, o vedetă din showbiz românesc a fost invitată la emisiune și și-a albise dinții. Băi, nu mă puteam uita la ea, că dinții aia, deci efectiv îți clipeau foarte tare. Și țin minte că i-am zis în direct, nu crezi că ai exagerat un pic cu al ăsta? Seamănă că parcă e var, uh, seamănă parcă e termopan, dar vreau doar să fie un dialog așa. Vreau șase ani de zile n-am mai vorbit cu noi. O știi, Ciucă? nici nu ți-o spun. Da, vedete, serios. E una dintre primele vedete, uite, femeie care își făcuse albire, din, mama avea dinții atât de albe, nu puteam uita la ea, știi? Adică, acaparau. Câteodată oamenii greșesc în privința asta. Poate că sunt expuși pe medii sociale prea mult și nu și mai știu exact ce și dacă, și dacă la tine la stomatologie vine cineva și spune, ei, hey, vreau, uite, albul ăsta de termopan, cum ai scățumește. Încercăm să explicăm un pic, că poate nu e neapărat nevoie. cea mai da, nevoie, dar dacă pacientul își dorește și asta îl face fericit, Știi, sunt mulți oameni care poate întreabă, băi, uai pe Alexandra acolo, doctorița de pe TikTok, Andreea Esca, mea de stomatologie. Păi dacă vrei să fii Andreea Esca când erai mic, acum mai să o o portocaliu. Știi ce vreau să te întreb? Uh, dacă sunt oameni care zic, bă, dar nu mă deranjează nimic, de ce să mă duc la stomatolog? Sunt foarte mulți care spun asta sau care ajung la uh, 30 de ani și spun, eu n-am fost niciodată la dentist, că nu m-a durut nimic. E o problemă. E bine. Să sigur afli ceva nou. Sig măcar afli cum să te speli corect pe dinți sau să folosești atât de corect. Dar e bine oamenii să meargă cel puțin o dată pe an la un control somatologic, chiar dacă nu au nimic. Da, noi recomandăm o dată la șase luni să se facă această, acest detartraj despre care povesteam, pentru că atunci când li se face detartrajul, medicul sau igienistul cu siguranță vede dacă apare ceva. Și atunci orice problemă pe care o ai o tratezi din timp. Nu ajungi să se agraveze, să ai un disconfort că mergi la dentist, că dai mulți bani, că... Deci prevenția, practic, ajută foarte mult în povestea asta. Cum înveți pe copii să se spăle pe dinți? Pentru că presupun că cu ei e un pic mai greu de lucrat. Da, și trebuie să le atragi atenția cu lucruri interesante. De ați povesteam despre periuțele electrice și aplicațiile. E foarte tentant pentru ei am cumpărat nepoțelului meu uh, o periuță electrică. să străiească. Și mulțumesc. Și am început un... Uh, nu poți să ne zici de unde ai cumpărat periuța. Ba nu. da, e un I.O. de la Oral B, care din punctul meu de vedere e cea mai bună periuță care există electrică în momentul de față. Da? Da. Și i-am cumpărat <coughs> periuța și ne-am deschis amândoi aplicațiile și a, a început un concurs care are mai multe medalii. <laughs> și crede că e foarte bine pentru ei asta. Ah, ce tare! Pentru copiii, practic, se spală pe dinți și, și primești medalii. Și medalii. Da, și atunci ei o să tot vrea să se spele și dimineața, și seara, poate și între mese, dacă e cazul. Primesc premii, notificări... Și într-o lume în care totul se întâmplă pe aplicații, pe telefon, e, e foarte bine gândită. Și vreau să te mai întreb chestia asta pentru adulți care se uită la noi și zic: De ce să mă duc să fac un uh, program de albire? Mai bine dau cu bicarbonat, mai bine dau cu lămâie, mai bine dau cu, uh, nu știu, nucă de cocos și tot felul de lucruri de genul ăsta. Știu că am mai povestit odată când ne-am întâlnit de treaba asta. Nu funcționează. Sunt foarte multe mituri, sunt foarte multe substanțe care nu funcționează, sunt foarte multe substanțe care acționează rău și care pot strica dinții. Și cel mai bine este să mergi în discurs cu medic dentist pentru că poate ai coroane, plombe care nu se vor albi orice ai face tu. Și o să fii dezamăgit și o să-ți și stris suprafețele dinților. de ea insist să mergi discuți cu un dentist și să vedeți ce-ți ce se potrivește. Iar dacă vi se pare că dentistul e prea departe de voi, să știți că puteți să-l căutați pe TikTok, Alexandra Mircea, sau pe YouTube, sau pe Instagram. Uh, și am eu și un set de întrebări, așa, uh, mai rapide pe fulger. Pentru tine. Da, fulger, a trecut aproape o oră de când stăm de poveste. Mă simt foarte bine la tine. Și eu, mă bucur <laughs> mult de tot că ai venit. Și m-am simțit foarte bine și la cabinet, unde ai toți oamenii foarte faini în jurul tău. Uh, dacă nu erai dentist, ce te făceai? Andreea Esca. Deci, clar. Deci, până la urmă, tot Andreea erai. Da. Și când erai mică, adică de mică tu vrei să te de faci Andreea da. Bun. Uh, viața ți-a schimbat tot TikTok-ul? Da. Ai pacienți care vin că te știu de pe TikTok? Sunt mulți pacienți care vin din social media și sunt mult mai relaxați pentru că sunt informați, știu ce urmează să li se facă, se documentează pe YouTube, pe clipurile explicative și sunt foarte relaxați și entuziasmați că vin. Ce stomatolog îți place din online, care e tot așa activ ca tine? Mai e cineva la fel de activ? nu știu dacă la fel de activ ca mine. De regulă, stomatologii pe care îi foarte, îi foarte, admir nu sunt activ pentru că lucrează foarte mult și fac cercetare sau fac cursuri. Am înțeles. Unde am mers și eu să învăț. Te duci la cursuri? Te duci la congrese? Da. Tocmai am fost să weekendul trecut. A fost congresul de estetică la București. Congresul internațional de estetică la București. Și ți arată adică estetica danturii, cum să fie? Da, adică... și te învață cum să faci mai bine, așa încât să tratezi corect. Adică tu toată viața ta vei învăța. Mergem mai departe, nu, bravo. nu toți facem asta? Ba da, ai dreptate. Ne-ai arătat, te-am întrebat și la clinică care e cel mai vizionat clip al tău și ne-ai spus că este unul care are 19 milioane pentru că a prins foarte mult și în străinătate. Da, e un clip pe YouTube, în care are, o să îl vedem, presupun. Da. Arată o transformare în cabinet din uh, costum de medic în haine normale de zi cu zi. Da. Deci, practic, oamenii vreau să te vadă și în haine normale. Da. Uh, ai avut vreun caz așa greu? Imposibil Ce de înseamnă rezolv. greu? Nu știu, cel mai greu caz al tău. ți Am povestit mai devreme cum a fost la mine când mi-am scos măseaua de minte. să Dumnezeu. Știi Care sunt cazurile cele mai grele când pacientul e mai dificil? Pentru că e sunt legile lui Murphy. Cu cât pacientul vine mai neîncrezător sau mai dificil, cu atât cazul e mai greu. Hmm. E un caz care poate fi foarte ușor. Dar dacă pacientul nu te ajută și nu are vibe-ul ăla, <coughs> poate că lucrurile nu merg întotdeauna la fel de bine. Or. Cred că asta e valabil în tot. Când vezi că pacientul e rău. foarte entuziasmat și optimist și pozitiv, îl ies perfect toate lucrurile. Mie mi se pare pe cuvântul meu de nu mai vorbim cu tine, că dacă vorbesc acum despre albire sau despre care-s din da, Exact! <laughs> Bun. Uh, cine ți-a dat ideea asta cu TikTok-ul? Adică am văzut... cineva, anume, Cineva care no, ți-a zis? Am văzut că a devenit foarte viral. Era o aplicație care prindea tot mai mult teren și vedeam copiii pe stradă începând să facă dansuri și mi-am dat seama că va fi ceva big. Și a fost uh, foarte fain să ne legăm ca echipă, pentru că filmam în clinică, cu asistenta, cu, cu toți care lucram. Și le-a plăcut foarte mult și lor că sunt parte din acest Iar fenomen. Iar oamenii au văzut în uh, filmarea de mai devreme că, practic, există și o echipă în spate. Da. Adică nu se poate face treaba nu, asta. Nu, nu se... O să-ți faci mai multe clinici în toată țara? Nu știu. E... Depinde cât de mare devine uh, dentalist adică de asta, dentist la Cluj, dentist la Timișoara, e la Brașov, opțiune. pentru că ai pacienți care îți vin din toată țara. Am, am pacienți care vin din toată țara, dar și eu opțiune mă gândesc la asta. E, oricum și noi acum în clinica pe care ai văzut o am crescut foarte mult. Cu siguranță avem nevoie de spațiu mai mare, probabil în București prima dată va fi un spațiu mai mare, după care vedem. Unde. Deci nu te oprești aici. Nu, îmi place. ți-am spus că îmi place foarte mult. E, știi, părinții tăi când te văd te văd pe TikTok? Da. nu okay. Mă văd pe toate platformele și au luat și au downloadat TikTok-ul special. Ca să te vadă. Și au și conturi de Instagram să vadă ce se întâmplă, story, sunt foarte drăguți și sunt foarte fideli. Și poate încep și ei să facă content pe Instagram sau pe TikTok atunci. Nu e exclus. <laughs> Să rămână mama lui Andreea, uh, nu? Nu? nu ar merge așa? Să rămână mama lui Alexandra uh, Mircea, adică aceasta Andreea este a stomatologiei. Pac! Și să facă și mama ta ceva. O să-i spun. Da. Uh, ce sfatul ai de -a celor care vrea să se apuce de medicină? Să facă și de bine. stomatologie. Să facă bine ceea ce fac. Adică să nu facă compromisuri și să nu facă lucruri superficial. Să facă bine ce fac. Uh, ai ai întrebări, întrebări, întrebări. Lucruri amuzante care ți s-au întâmplat la cabinet? Oameni care au venit și nu știu, habar. Sunt foarte mulți momente... oameni care mă știu și mi-a zis la un dată dat un pacient, Alexandro! Ok, okay. nu ne știm. <laughs> Da, trebuie să știi, am făcut șase ani de medicină, încă doi nu, de rezidențiat pe bune. Nu că mi-am dat doamna seama, doctor Mi-am dat seama că eu sunt pentru ei Alexandra. Da. Și când merg în magazine, sunt așa un pic timizi. Sunteți doamna doctor de pe TikTok? Da! Wow! Și atunci sunt, sunt și ei vin calți spre mine, că văd că am reacția bună. Deci, știi nu? Că ești o persoană foarte caldă așa, și foarte plăcută. Deci cred că contează mult treaba asta. Sunt un om fericit, aș zice. Da? Da. Și ce înseamnă fericirea? sunt recunoscătoare pentru toate lucrurile pe care am reușit să le fac și pe care le am. Sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care am lângă mine și mi se pare că e bine să nu-ți faci probleme dacă n-ai. Ai fost o dată tristă? Da, dar nici n-am voie să fiu tristă pentru că sunt energică tot timpul Și dacă se zic întâmplă că... cumva să fiu tristă Toată lumea mă întreabă ce, n-am nimic, și îmi trece știi? Și atunci ce trece automat uh, Cu cine ți-a plăcut cel mai tare TikTok pe care l-ai făcut? Că ai făcut și cu Andra Gogan și cu uh, TJ Miles Și cu... cine ai mai făcut? Cu toți Am făcut cu foarte... nu știu dacă aș putea să zic unul în mod special Dar de obicei când avem colaboratori Care și ei au numere mari pe TikTok Ne distrăm că facem schimb de experiență Și e, e nice că sunt în clinică și îi văd și pe ei ce reacții au și vai doamna doctor, zic nu sunt Alexandra, nu sunt doamna doctor și filmăm împreună și e foarte fain că facem clipuri pe amândouă platformele și pe platforma mea și pe platforma lor. Cu toți mă înțeleg bine și ne simțim bine când ne întâlnim. Știi ce vreau să te întreb? Tu poți să-ți faci să-ți singură? Nu poți. Nu. poți asta, nu? Nu. Da, am slavă domnului o echipă minunată la care pot apela oricând. Mă gândesc că sunt foarte multe cheltuieli acolo sunt foarte multe chestii. Ai văzut cum arată clinica, ai văzut cât de curat e, ai văzut ce aparatură este. Da. Deci ai credit. <laughs> adică pasiunea Sau asta... Sau am o pușculiță. Sau am o pușculiță. Secretă? Nu, dar vreau să spun că îmi place foarte tare când cineva își dedică, nu știu, toată. Uh, toat, tot timpul, toată energia, uh, toate resursele pentru pasiune. Și cred că podcasturile asta trebuie să le arate oamenilor că atunci când ești pasionat de ceva, n-ai cum poate. să nu reușești dacă îți dorești din suflet. Da, Pentru că asta e, cred că trebuie să-ți dorești așa din suflet, din, din toată ființa ta. Și chiar dacă nu sunt în clinică și sunt, nu știu, ori sunt plecată un weekend undeva sau sunt acasă, când mă culc, mă culc tot gândindu-mă la cum să îmbunătățesc lucrurile în clinică. De asta, de multe ori, ok, poate că fizic sunt 10 ore în clinică, dar ps psihic da. <laughs> sunt tot timpul acolo, știi. Trebuie să scoți măserile de minte? Pentru binele tău, da. Nu cred. Da, e bine să scoți măselele de minte pentru că de multe ori fac probleme. Indiferent de. adică de la ce vârstă poți să le scoți? De la 8, când apar? Când apar când a, după 18 ani, să zicem, când se cam finalizează procesele de creștere. Măselele de minte pot împinge foarte mult dinți în față. Exact. <laughs> Și eu am pățit același lucru să știi. N-am fost pe fază, nu știu cum eu eu, de la medicină la stoma, n-am fost pe fază, mi-au mi strâmbat dinții de jos, măselele de minte, am purtat aparatul respectiv o scurtă perioadă de timp ca să îndrept, dar Ei, sunt, sunt, uh... <laughs> sunt uh, situații în care dinții se strâmbă mult mai tare. Și cu asta trebuie să și dormi? Da, le porți tot timpul, e ca un aparat dentar, le îndepărtezi doar ca să mănânci confortabil orice-ți dorești. Bravo. Uh... Se cariează foarte ușor măselele de minte pentru că ele se formează într-o etapă a vieții în care nu mai ești atât de atent la alimentație și sunt într-un smalt mai puțin sănătos, să spunem, și pot apărea în poziții destul de nepotrivite în care pot pune în pericol măseaua din față, care e o măsea foarte bună și de care depinde multe. Deci, măselele de minte e bine să le scoateți oamenii. E bine buni, să le scoateți. Chiar dacă da? nu te deranjează. Da. Chiar dacă nu ți-au strâmbat dinții, e bine ușor, ușor să scapi de ele. Dacă nu ți-au strâmbat dinții și sunt sănătoase și nu e pericol să-ți să deranjeze dinții, le putem lăsa pentru că tu o să mergi la fiecare șase luni la medicul dentist și o să verifice că totul e în regulă. Deci asta e clar, trebuie să mergem o dată la șase luni la medicul dentist, să facem un detartraj, pentru că detartrajul uh, îți arată problemele care apar în toată această perioadă. Dacă și să le dai niște sfaturi oamenilor care ne-au urmărit la podcast astăzi, care ar fi? Să se împrietenească cu medicul lor dentist, ca să meargă de plăcere acolo la șase luni. Să nu o vadă ca pe o corvoadă. Și să-și pot... să facă timp. E timp. Sunt 45 de minute la șase luni. Și pot să te întreb ceva și să fii sinceră? Da. Ai avut vreun pacient care a venit special la clinică pentru că se îndrăgostise de tine Da. Ok. <laughs> Acestea fiind spuse, doar un pacient. Ai spus o întrebare, să fiu sincer. <laughs> N ai zis doar? Deci, da, trebuia să pun eu două întrebări. <laughs> Alexandra, îți mulțumim mult de tot că am venit la tine acasă, că ai venit la noi acasă, că ușor-ușor am spus niște lucruri legate de mit, realitate, în ceea ce privește întreținerea uh, dinților și, în același timp, sper ca oamenii care se uită aici să înțeleagă că, băi, nene, fata asta chiar din tot sufletul face ce face și să inspire alți oameni, că mie mi se pare că inspiri oameni. Mulțumesc foarte mult. Cu energia ta și spun sincer asta, mi se pare că ai așa energie încât îi inspiri pe oameni să facă lucruri, să fie pasionați de ceea ce fac. Mulțumesc mult pentru invitație. Sper ca toată lumea să-și găsească pasiunea în ceea ce face sau să-și găsească pasiunea și să facă ceea ce îl pasionează, îl o pasionează și vă aștept oricând la dentalist, atât pe voi cât și pe voi. Perfect, are program și în weekend. Ne Am uitat noi pe plăcuța aia la are intrare. Program are și în program în Fii atent, știi cum putem să facem finalul podcastului? Sunt Alexandra Mircea. Bună seara România, bună seara București. Trebuie tre tre să fii. Tre trebuie să am un clip din asta cu bună seara România, bună seara TikTok. Da, 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 exact. <laughs> pentru că tu de acolo, da. vezi? Po poți să faci chestia asta, bună seara. Dar, dar România... trebuie să-mi spui tu cum se stau mai bine. Nu, exact, dreapta, așa, așa. Te uiți direct da. în cameră și ești cu bună seara România, bună seara București. Acesta a fost podcastul. Nu, ca să închidem așa sus de tot, Ciucă. Bună seara România, bună seara București. Acesta a fost <laughs> Ce crezi, mă? Se futu butonul! <laughs> <laughs> știi, nu? Da, vezi? Nu e ușor să fii nici Andreea Esca. Hai, de noroc! Încă mai încercăm încă o dată. Și să știi că nu o să tem asta la montaj. Să vezi o să ne scoate dinții. Nu ciucă. trebuie. O să ne scoate dinții cu patentul. Ia să Bună seara, România! Bună seara, București! Acesta a fost podcastul Acasă la Măruță. Iar ea este Alexandra Mircea, o tipă foarte mișto. O găsiți în descriere la podcastul nostru și o găsiți acolo la Dentalist. Mulțumim mult de tot! Și eu mulțumesc foarte mult! Și te mult. mai așteptăm cu mare drag oricând. Uh, sănătate celor care ne urmăresc, aveți grijă de dinții voștri, pentru că, de fapt, dacă ai o dantură sănătoasă, ai un corp sănătos și, în același timp, o viață fericită, pentru că dacă zâmbești, ce crezi? Atrage alte zâmbete. Și energie bună. Și energie bună. Mersi mult de tot! Și eu mulțumesc! Baptă.